Coșarul Laurențiu Pandălescu nu seamănă deloc cu imaginea coșarului de pe mărțișoare. Astăzi acesta se deplasează cu auto utilitară, iar dintr-o să nu îi lipsesc gadgeturile de cea mai nouă generație. Dar indiferent de eră, coșarul aduce noroc, mai ales că acesta are un rol foarte important în prevenirea incendiilor. Mă străduiesc să conving un prieten care are societate să se ducă să facă și el activitatea asta. Mai am de tratative cu el. Fac inspecția coșurilor de fumigă, eu nu folosesc oglindă, eu nu folosesc camera digitală, aparatul de fotografiat legat cu frânghie. Nu. Îl aduc pe client în postura de a vedea el cu ochii lui. Trebuie făcută curățarea coșului de jos în sus. Aceste bună de vizitare este aferentă sobii din cealaltă cameră. Ca să am posibilitatea să-mi curăț soba aici când am de lucru. Se deschide, se bagă peria. Arătându-i clientului unde pot apărea problemele, unde sunt probleme. Pentru că este un adevărat profesionist, coșarul Laurențiu Pandălescu a devenit foarte cunoscut în regiunea de sud-est a României. Nu se folosesc genul acesta de produse chimice, de tot soiul de substituenți, de peria metalică și coșarul care vine și îți face treaba. Recomandarea mea pentru toți deținătorii de sobe, de centrale pe lemne, de centrale pe gaz cu tiraj natural, să ne lase să ne facem treaba, că știm ce avem de făcut și știm cum să ne facem treaba. Adică este bine pentru ei. În mai puțin de o săptămână, mai multe case din Galați au fost făcute scrum din cauza unor coșuri de fum deteriorate și amplasate necorespunzător față de materialele combustibile ale acoperișului. În ultima săptămână, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a acționat pentru localizarea și lichidarea mai multe incendii în municipiul Galați și județ, incendii datorate în mare măsură coșurilor de evacuare a fumurilor defecte, protejate față de materiale combustibile din componența acoperișului. Dat fiind faptul că e doar debutul sezonului rece, recomandăm cetățenilor să verifice coșurile de evacuare a fumului pentru a le băga în exploatare intensă pe timpul iernii și datorită faptului că Galațiu a avut parte, ca să spunem așa, de mai multe cutremure care ar putea degrada partea structurală a coșului de evacuare a fumului. De asemenea, pompierii atrag atenția că utilizarea unor aparate alimentate cu gaze naturale neconforme din punct de vedere tehnic sau montate ilegal poate duce la evenimente extrem de grave, soldate de cele mai multe ori cu pierderi de vieți omenești.